Ali era îngrijitor de cămile. Într-o zi, un client i-a dat în loc de bani un pui de cămilă. Dar când animalul a crescut, Ali a văzut că, în loc de două cocoașe, cămila avea doar una. Clientul m-a înșelat, a exclamat el. Animalul ăsta este bolnav. Dar într-o noapte a visat că animalul acela îi vorbea și îi spunea că nu era o cămilă ciudată, și un alt fel de animal, asemănător, dar și diferit. Ali a cercetat și a constatat că era adevărat. Romegătorul primit era un dromader, tot o specie de cămilă, dar cu o singură cocoașă. De atunci a fost mândru că avea în turma lui un animal deosebit.